Access Group își dorește foarte mult să ajute cât mai mult la schimbarea societății și comunității din Timișoara și din România, pentru că până la urmă aici ne desfășurăm activitatea și am decis să ajutăm secția de oftalmologie după ce a trecut la secția de pneumologie. Ne dorim foarte mult să facem o diferență în ceea ce înseamnă viitorul copiilor noștri. Access Group a crescut foarte mult în ultimul an în România, mai exact ne-am triplat, suntem undeva la 800 de angajați și ceea ce facem noi în momentul ăsta pentru Spitalul Bega, de fapt facem pentru comunitate care vrem să-i mulțumim că s-au implicat în compania noastră, vrem și noi să dăm înapoi. Suntem la a treia implicare pe zona de social, de medical, a treia sponsorizare pentru Spitalul Bega. Nu vrem să ne oprim aici, vrem să continuăm anul acesta tot împreună cu ei și împreună cu alți parteneri. Școala Mamei Junior are trei mari axe de prioritate în care noi acționăm: educația populației din punct de vedere medical, ajutarea copiilor cu dizabilități printr-un centru de recuperare și renovarea, dotarea spitalelor. Astăzi suntem în renovarea, sau mai bine zis dotarea, clinicii de oftalmologie din cadrul Spitalului Bega, o secție care a suferit destul de mult în ultimii ani pentru că aparatura nu a fost deloc înnoită și în multe cazuri nu au putut fi diagnosticate chiar un astigmatism, lucru care ne-a îngrijorat, evident, pentru că noi tragem pentru binele copiilor și binele copiilor este să primească un diagnostic corect, gratuit, într-un spital de stat din România. Este vorba de dotarea completă a cabinetului cu aparatură de ultimă generație, autocheratore fractometru, biomicroscop, lentilă Goldman, oftalmoscop indirect, tonometru, eye care. Este absolut tot ce trebuie pentru examinările de bază în condiții optime.